Aliet este produsul lansat de noi și adus în piață atunci când focul bacterian a sosit și în România, în anii 90. A fost un eveniment pe care l-am tratat serios și îl tratăm în continuare serios. Deci Aliet este primul vaccin, dacă îmi dați voie, primul vaccin preventiv, dacă fac o analogie, pentru a evita o pandemie în pomicultură. Focul bacterian ne poate elimina livada într-un an de zile. Este atât de simplu. Da? De aceea punem acest accent. Desigur că produsul Aliet mai are și un alt beneficiu. Stimulează sistemul imunitar al plantei. Da? Este un produs cheie și un produs unic în felul său. Și el poate fi combinat. Sunt ani în care, așa cum a fost anul trecut, în care presiunea de infecție este foarte, foarte ridicată. Și atunci Aliet are nevoie de ajutor. Aici am reușit, în anul 2020, să aducem o nouă soluție. Este vorba de Serenade ASO, un produs biologic. Deci deja două avantaje. Un nou produs, care completează spectrul celor trei mușchetari în lupta cu focul bacterian, un nou produs și, pe lângă aceasta, și un produs biologic. Pentru că suntem în momentul de față sub presiune de a retrage anumite produse convenționale. Deci Serenade și Aliet împreună, înainte sau în timpul înfloritului, atunci când avem o presiune ridicată de infecție. După această perioadă sensibilă, și anume perioada de înflorit, iată că am reușit să combinăm două substanțe active, fosetilul de aluminiu și fluopiramul, și să realizăm o nouă soluție care va schimba, așa cum am spus, va schimba percepția, va schimba standardul și nivelul de eficacitate împotriva bolilor, împotriva, în primul rând, a rapănului și apoi continuitate pentru protecția împotriva focului bacterian. LunaCare este noul nostru produs. LunaCare este produsul ce se aplică după perioada de înflorit. Și el conține fosetil de aluminiu ca și Aliet. Și dorim să menținem această concentrație de fosetil de aluminiu în plantă pentru a menține și imunitatea. LunaCare este rapelul pe care noi îl recomandăm a fi aplicat după perioada de înflorit. Focul bacterian nu apare doar în perioada de înflorit. Atunci se răspândește cel mai ușor și pătrunde cel mai ușor în plantă. Pericolul de a se manifesta și de a infecta plantele există tot timpul, mai ales după fenomenele extreme, după precipitații abundente, după vijelii, grindină sau ploi cu vânt. Acestea sunt fenomene care favorizează și sfatul nostru este ca maxim la, în 24 de ore de la manifestarea unui astfel de fenomen să aplicăm după înflorit LunaCare sau la înflorit, chiar și după înflorit Aliet și Serenade. Acestea sunt soluțiile pe care noi, cele trei soluții care completează acest spectru restrâns împotriva focului bacterian, care încă o dată este cea mai periculoasă boală a sămânțoaselor și care într-un an, într-un singur an de zile, ne poate distruge întreaga livadă. Desigur că vom ajunge la sfârșit și din punct de vedere al tratamentelor fungice, pentru focul bacterian vom încheia tot cu produsele cuprice, asta după recoltare, după căderea frunzelor, atunci când de asemenea sunt porți deschise în urma acestor fenomene, în urma recoltării, lăsăm deci porți deschise pentru alți agenți patogeni și avem de asemenea nevoie de a crea o maturitate a organelor, lăstarilor tineri ce se pregătesc să intre în perioada de repaus în iarnă. Deci aici încheiem, sfârșim cu tehnologia împotriva focului bacterian la sămânțoasă.